Concordia este o organizație independentă, neguvernamentală și non-profit, cu un istoric de peste 24 de ani în România, care are ca misiune susținerea și reintegrarea socială, familială, școlară și profesională a copiilor, tinerilor și familiilor aflate în dificultate spre o viață independentă și autonomă. Children are our future, and when you look in the eyes of these children and you see they are curious for the world, and they are also hungry, not only in a physical, also in a psychical way. So this is the strongest message, and I think we have to bring it out to ask for them. În 2014, Concordia a oferit servicii sociale la 9.323 de persoane, în România 2.316, Moldova 6.592 și Bulgaria 415. Ne dorim foarte tare să dezvoltăm serviciile sociale de intervenție în familie. Vrem să ajutăm cât mai multe familii în nevoie, astfel încât să putem preveni abandonul familial. Asta este una dintre liniile pe care noi dorim să ne centrăm pe viitor și în felul acesta să putem micșora numărul de copii care ajung în centrele de tip rezidențial. Am învățat să fac foarte multe lucruri și sunt foarte mândru de mine. Să-și crească ei copiilor așa cum e normal. Unde te vezi angajat? La Concordia. Sunt foarte mulți romi, da, din cartier de unde locuiesc și marea majoritatea romilor nu-și trimit copiii la școală. Și de aici este o foarte mare pierdere în rândul acestei etnii. Eu așa am hotărât, am și fetița pe Maria, care v-am spus de ea, deja ea a depășit limita de aici, de la Concordia, este la liceu în clasa 10, la liceu economic. Următorul este Iosif, care intră la liceu, da, anul acesta, și el o să... Dar tot de aici, de la Concordia, au plecat. Concordia pentru mine și pentru copiii mei ne-a fost și un ajutor. Au luat premiul 1, premiul 2, premiul 3, 4 copii din 8 care i-am la școală mi-au luat premii. Concordia pentru mine a fost, este și rămâne cea mai frumoasă familie. Principalele servicii ale Concordia asigură îndeplinirea misiunii sale, îngrijire și educație pentru copii și tineri în case de tip familial, centru de zi pentru copii și servicii în comunitate, educație vocațională și formare profesională, consiliere și orientare profesională, locuințe protejate, ateliere pentru deprinderea abilităților de viață independentă, adăpost de noapte. Proiectele Concordia se derulează în București, Ploiești și Aricești, Rahtivan, județul Prahova și se adresează unui număr de peste 450 de persoane în fiecare an. Drumul Concordia a fost mereu călăuzit de credința că mergem acolo unde este nevoia cea mai mare și unde alții nu ajung. Și aceasta este promisiunea pentru viitor.